Bună seara, dragii mei! Continui etalarea cu partea a treia a, eu știu, relațiilor intime. Au venit niște cărți, Justiția și doi de monede. Unii dintre voi sunteți într-o situație în care trebuie să alegeți. Și justiția înseamnă iar alegeri, înseamnă separări, înseamnă despărțiri, să vă despărțiți eventual de cineva care nu vă dă atenție. Posibil semn de pământ, nu vă dă atenție cu spatele la voi. Și tot încercați, încercați. Poate să fie și balanță pentru unii, că justiția reprezintă și balanță, dar, în primul și în primul rând, trebuie să luați seama, două reprezintă momente de decizii, de separare, de alegeri. Și, repet, cineva nu vă dă atenție. Apare judecata într-o relație aparent stabilă, patru de monede. Dar în această relație aparent stabilă a apărut o a treia persoană, un turn, un trei de cupe, o victorie, o persoană care pe unul sau pe celălalt vă pune pe jar, care creează niște obsesii, niște vis. O, visați la regina de cupe unii dintre voi. O regină, neapărat semn de apă, regina de cupe poate să fie o persoană care vă umple sufletul. Și a apărut aici o persoană foarte emoțională. A apărut la un moment dat. Haideți să vedem. Săgetători. Ce veți experimenta în viața voastră intimă? Unii dintre voi, Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord. De ce nu? Why not? Nodul Nord în săgetător. Depinde ce casă este. La mine casa 5-a. Și casa 5 înseamnă destule. Înseamnă și relații. Doar creativitate, dar eu până acum am manifestat acest nod unor prin creativitate. Foarte mult. Haideți, săgetătorilor, văd că unii dintre voi sunteți mai tăcuți. Probabil că ați fost la numărul 2. Asta? O, te iau, te și voi. Și a mai fost un... Cine a fost la balanță? A apărut îndrăgostiți la un moment dat. Trebuie să alegeți între două persoane, între trecut și prezent sau viitor. Ia uite, să vă tăiați stringurile. O, da, aici în cazul ăsta 9 de monede arată că trebuie să vă tăiați stringurile. Obsesiile, dependențele, codependențele fizice, financiare, emoționale de cineva. De cineva care poate nu v-a arătat emoțional, sentimental, sexual ce aveați nevoie. Posibil că ați crezut că o să fie frumos și a fost exact opusul. Îndrăgostiții. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în săgetător, dragoste. Carte pentru săgetător. Ce fac ei, domnilor, în iulie? Ce fac în iulie? Nu știu că sunteți mai secretoși, dar... Ce frumos! 10 de monede. 10 de monede înseamnă și încheiere de ciclu. Ia uite, în secret. În secret au fost niște pentru unii. Au fost... Wow! Iar apare Marea Preoteasă. Iar apare, dragii mei, vedeți, scrie Marea Preoteasă. În secret. Există cineva. Nu știu de ce ați sărit asta. Au fost amânări, iar semnul peștilor pentru unii sau cineva cu marcaj. Zic marcaj ca să nu vă speriați voi cei care nu v-ați înțeles cu semnul peștilor. Există cineva pe care îi pândiți. În secret. Îi urmăriți. Da, vedeți, vine din spate. Bărbatul cel puțin o urmărește pe tipă. Tipa iar, posibil. Posibil că mă apare Marea Preoteasă, ea să se ocupe mai mult de studiu, de alte chestii. Dar voi să vă doriți foarte mult ceva intim cu ea, cavalerul de cupe, retrei de cupe, să vă doriți să o stimulați, nu intelectual, evident. Să o stimulați în alte privințe și vă doriți să vă transformați viața. Simțiți că împreună vă puteți transforma, apare moartea iar apoi și aici.
Vă transformați viața dintr-un punct de vedere emoțional. Puteți să o luați de la zero, într-o direcție. Deși sunteți cam geloși de fel, vă doriți victorie, dar ați avut dezamăgiri. Acum visați, unii dintre voi, iar 6 de cupe, visați la o persoană. Probabil această persoană pe care o puneți undeva pe un piedestal, dar e un secret deocamdată, nu arătați. Visați la o persoană care vă susține emoțional, probabil vă place foarte mult, vă place pieptul ei, dacă e doamnă, și dacă e domn, vă place, da, vreți să manifestați un început cu ei, să manifestați lumea, să fie lumea voastră. Sau voi să fiți lumea lor. Visați la această dragoste, o dragoste care vă îmbată și pe unul și pe celălalt. Dar, repet, sănii pieptul este ceva ce vă atrage la acest personaj și chiar dacă sunteți bărbați, sunteți doamne și aveți un bărbat în preajmă, vă place să vă cuibăriți la pieptul lor. Da. 10 de monede. 10 de monede arată pe cineva care este foarte apreciată. Nu doar pentru, în general, pentru frumusețea fizică, că vorbim de monedă, dar totuși are o valoare. O valoare specială. Și este pusă într-un loc special. Dar rămâne de văzut dacă este persoana din trecut sau din prezent, din viitor. Ia să vedem. Nu știu, mai încercăm. Ok, n-am fost atentă. Iar apare, ia uite, cavalerul de cupe. Cred că am mai fost la o zodie. Cavalerul, nu, de monede, scuze. Oh, magicianul. Ia uite. Da, vreți o nouă pasiune cu orice chip. Pentru că cineva nu v-a dat atenție. Vreți această flacără, geamănă, să ardeți împreună. Nu în pat, musai, nici în șemineu. Să ardeți, da, într-un foc spiritual, să vă transformați spiritual. Pentru că în acest moment este o obsesie. Cum să manifestați acest personaj? Cum să manifestați acest personaj? În acest moment, domnul cel puțin trebuie să se decidă între două doamne. Între două doamne. Probabil dacă sunteți într-o căsătorie, trebuie să închideți acest capitol, da? Că 10 înseamnă și încheiere de ciclu. Și să manifestați ceva nou într-o altă direcție, eventual cu altcineva. Aici e interesant că aici văd mai multe cupe, mai multe emoții. Chiar dacă persoana din trecut, să zic, v-a satisfăcut fizic, a fost ceva emoțional care v-a lipsit. Nu degeaba apare eremitul, dar o răceală, o singurătate, o răceală emoțională și căutați lumina, căutați pe cineva care să vă umple sufletul. Și posibil că ați găsit, de-aia trebuie să alegeți. Posibil că ați găsit, că de-aia apare și magicianul, da? Ați găsit, dar încă nu puteți să-i priviți față în față ca pe cei din trecut. Veniți mai din spate. Veniți mai din spate, nu știu de ce. Aveți o nesiguranță. Și totuși, vreți să manifestați această lume. Eventual, dacă persoana cea din trecut v-a satisfăcut, simțiți că cu această nouă persoană, că magicianul reprezintă energie nouă, da? Veți avea ceva absolut delirant. Delirant pentru că apare diavolul, delirant de pasional, da? Dar trebuie să alegeți, iar doi de monede a apărut a doua oară, trebuie să alegeți această pasiune eventual și să vă schimbați, da? Roata norocului, să vă schimbați viața, stilul, viața sexuală, stilul, eventual trebuie să vă echilibrați emoțional, să vă vindecați. Într-o situație în care au fost multe amânări. Da, e clar, aici au fost niște... Cu acest personajul din trecut, posibil de acasă, că e 4 și e 4 de monede, ați avut, într-adevăr, momente intime, dar pentru că sunt spade pasionale, dar fără emoții. Și aici este transformarea voastră.
Aici este transformarea voastră. Poate ați amânat niște orgasme, niște momente speciale le-ați amânat prea mult. Dar acum vreți să vă schimbați stilul. Vreți o pasiune pe care n-ați mai experimentat-o nouă, magică. Vreți o pasiune, o pasiune magică, magică, magică. În cazul în care alegeți, persoana pe care o alegeți, da, aceasta pe care o luați, o abordați mai din spate, din diferite considerente, nu vreau eu să zic din care, o vedeți, într-adevăr, și pe aceasta ca pe o valoare. Însă, repet, dacă 10 de monede reprezintă persoana trecutului, următoarea va reprezenta lumea voastră. Pentru că se vede, magicianul, lumea. Diavol, e o obsesie sexuală pe care ați făcut-o pentru cineva. Eventual, persoana față... Aha, am priceput, uite cum se leagă. Ia, uite, chiar dacă nu e îmbrăcată la fel, dar așa este. Persoana la care vă gândiți, față de care aveți această extremă atracție, nu prea se gândește la voi, poate chiar a plecat, cum s-a văzut în a doua etalare, da? Și voi trebuie să faceți acum munca de convingere. Uh-huh. Să-i convingeți că ar trebui să se întoarcă un pic cu fața. Că e bine și așa. Și din față și din spate. Cam aceasta este etalarea. Și or să curgă cupele, emoțiile, lacrimile. Adică o să fie... Înțelegeți, multă pasiune. Cu magicianul sunteți foarte hotărâți. Foarte hotărâți. Aha, să puneți în practică aceste fantezii cu ei. Cam aceasta este etalarea pentru săgetător. Mai firar să fie. Hai, pa!